mă numesc Dacian Paladi și sunt membru al masoneriei regulare din România, gazda dumneavoastră pentru câteva clipe de acum încolo, pentru a înțelege mai bine sau pentru a înțelege câte ceva despre ceea ce înseamnă masoneria în general. Și iată acest obiectiv turistic, inedit, unicat deocamdată, cât privește accesibilitatea sa pentru publicul larg. Trebuie să știți că nu este singurul templu masonic din România, mai au și alte orașe temple masonice, dar care nu sunt valorificate sau nu sunt puse în valoare pentru public. Au alte destinații. Una peste alta, ceea ce vedeți dumneavoastră aici în spate, este o construcție care s-a realizat în 7 luni de zile, între iunie 1901 și 6 decembrie 1901, pe un teren cumpărat de frații masoni, membri ai lojii Regele Ladislau, de la primăria Oradea. La vremea respectivă aici era marginea orașului și frații masoni au avut un deziderat la care au lucrat vreo 10 ani ca să aibă un loc în care să lucreze cât mai frumos, cât mai sănătos pentru ei și pentru comunitatea lor. Proiectul clădirii a fost adus de la Marea Lojă Simbolică a Ungariei. Trebuie să știți că în acea vreme aici era structura dualistă, Imperiul Austriac și Regatul Maghiar, de câteva sute de ani. Și trebuie să știți că exista la vremea respectivă cel puțin o lojă, loja Regele Ladislau, înființată în 1876, pentru că în 1912 se mai au o altă lojă naștere, loja Bihor sau Bihorul. Cum spuneam, clădirea a fost realizată în 7 luni, a fost consacrată pentru lucrul masonic, pentru activitatea masonică în februarie 1902. Și de atunci, cu oarece intermitențe, datorită războiului și altor situații sociopolitice, a funcționat, să zic, iar zic, aproape fără întrerupere, dar cu oarece intermitențe, până prin 1920. În 1920, clădirea a fost vândută către două persoane fizice, iar banii dați pe păstare bisericii reformate din oraș de la vremea respectivă, cu precizarea că dacă nu vor fi revendicați de către masoni în 32 de ani, banii să rămână bisericii. Nu a fost cazul. După 9 ani, pentru o scurtă vreme, lojile masonice de care ți-am vorbit au început să lucreze, repet, pentru o scurtă vreme. La 2 ani după ce această clădire a fost vândută în 1920, ea a trecut în proprietatea primăriei pentru faptul că noi proprietari nu și-au plătit impozitele. Și din acel moment, dacă vrei tu, a început circuitul public al clădirii, a intrat într-un circuit public. Undeva până în 1932, spre exemplu, clădirea a găzduit sediul Fundației Principele Mircea. Și tot atunci, Regina Maria a fost prezentă aici pentru a inaugura activitatea acelei fundații. Pe de altă parte, a fost mai apoi sediu, a fost grădinițe. A fost sediu jandarmeriei sau unei părți în jandarmerie o vreme. A fost mai apoi sediu unei societăți comerciale sau, de fapt, a mai multor societăți comerciale. A fost sediu Interbelia a Crucii Verzi, destinată transportului bolnavilor cu dificultăți în deplasare. Pentru ca mai apoi, zburând așa puternic spre vremurile noastre, să devină sediul Direcției Regionale Vamale. Activitate care s-a păsat aici până undeva în jurul anului 2016. În 2016, clădirea a făcut obiectul unui schimb, a unei tranzacții între Ministerul Finanțelor și Primăria Oradea. Primăria Oradea, aplicând în Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru valorificarea potențialului turistic al acestei clădiri istorice. Și uite, așa s-au investit 1.200.000 de euro, 1.000.000 de euro bani europeni și 200.000 de euro contribuția autorității administrației locale. Și a ieșit ceea ce veți vedea sau ceea ce acum vedeți în exterior. Asta ca să vă faceți o idee din punct de vedere, dacă vezi dumneavoastră, al poveștii administrative al clădirii. Și acum am să trec la câteva elemente ce țin de simbolistica clădirii, de folos, zic eu, pentru toți cei care n-au vizitat un templu masonic sau pentru cei care de acum înainte știu la ce să fie atenți ca să valorifice posibilitatea de a vizita un templu masonic. Nu doar în Oradea, unde desigur îi așteptăm cu drag, ci și în toată lumea asta. Sunt multe temple masonice și toate au câteva elemente care le evidențiază, le scot în evidență, pentru că toate au aceeași sursă de inspirație, și anume templul lui Solomon, din Biblie, din Vechiul Testament. Știi? Și elementele astea exterioare sunt, uite, astea două coloane, care se numesc Jachin și Boaz, vin din cartea 2 Cronici, capitolele 3, 4 și 5, și înseamnă că această clădire a fost construită cu voia lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. E important să știți, în ciuda tuturor prejudecăților sau multor prejudecăți, că masonii nu sunt păgâni, masonii nu sunt atei, dimpotrivă, unii dintre dușmanii declarați ai masoneriei este ateismul.
ca să fii mason trebuie să ai o structură de credință bine structurată, nu doar declarată, ci pe cât se poate și practicată. Pentru că unul din dezideratele masoneriei este ca oamenii să se întărească în umblarea lor spirituală. În ideea în care asta nu este o biserică și în ideea în care masoneria nu este o religie. Specific este totuși că în templul pe care îl vom vizita la un moment dat, activează și lucrează împreună frați care împărtășesc diverse structuri de credință. Și pot fi ortodoxi, pot fi reformați, pot fi evanghelici, pot fi evrei, pot fi musulmani, pot fi induși sau taoiști. Pot fi o sumă de credințe pe care membrii le împărtășesc și care îi definesc. Dar nu poți să fii ateu în masonerie. Foarte important. Și atunci întoarcem Jachin și Boaz. Această clădire a fost construită cu voia lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Este important să știți că templul nu este o copie a templului lui Solomon. Sau să nu credeți că ăsta e templul lui Solomon cel deschis în Biblie. Împrumută elemente de acolo și chiar dacă ar fi să fim foarte tehniciști, sunt multe discuții chiar în rândul experților cât privesc detaliile exacte ale templului Solomon, dar sursa de inspirație simbolică de acolo vine. De altfel, ideea de templu, ca să știți, este o chestiune care delimitează două spații. Delimitează un spațiu profan, ăsta în care suntem noi acum și în care auzi claxoane și sunt semafoare și oamenii se mișcă după anumite reguli, de înțeles, și în care și masonii trăiesc în cea mai mare parte a timpului lor, și un spațiu sacru, despre care spusesem să fii atentă că nu-i biserică, dar un spațiu sacru care totuși funcționează cel puțin pentru o vreme după alte legi, puțin diferite de ceea ce se întâmplă în afara lui. În același timp trebuie să știi că Solomon în traducere înseamnă om al păcii, om al liniștii. Și îmbinând elementele astea templului Solomon înseamnă că putem construi un oarecare circuit care nu-i povestea adevărat. Înseamnă că masonii sunt niște indivizi, oameni, că oameni suntem și noi, care venind în spațiul ăsta profan, intrăm pentru o vreme într-un loc construit cu voia lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu, lucrăm într-un loc al liniștii și al păcii și ieșim de acolo, vrem noi să credem, cu ceva mai bun decât am intrat. Spiritual vorbind. Pe de o parte, da. Spiritual vorbind și ca și element al cunoașterii de sine, în contextul în care acest mai bine înseamnă mai bine pentru noi, pentru familiile noastre, pentru comunitatea în care trăim și în cele de urmă pentru umanitate. Unul dintre dezideratele masonice fiind ca fiecare să îndeplimi rolul în construcția care se numește templul umanității. Deasupra celor două coloane vezi un triunghi, un triunghi care are multiple înțelesuri, câteva dintre cele mai des întâlnite în perspectivele masonice este să gândești bine, să vorbești bine și să faci bine. Să gândești bine, să vorbești bine, să faci bine. Desigur, dacă ești un creștin, fără îndoială, nu e niciun fel de problemă să crezi că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar într-un ezoteric social cu multe nuanțe poate fi libertate, egalitate, fraternitate, doar ca să vă enumăr câteva, eu știu, perspective valabile, de altfel, de multele perspective în care triunghiul poate avea o semnificație masonică. Deasupra, vedeți un glob, dar atenție, nu este un glob terestru, nu e un glob care are continentele pe el, ci este un glob care are două simboluri importante, trei ca să zic. Primul este albastru, culoarea fundală este albastru pentru masoni, este cerestul, ca și expresie a creației, ca și casa celui de sus, a celui care vede, care știe totul, care poate totul, a creatorului. Culoare pe care de altfel o veți vedea în toate punctele esențiale ale muzeului, pentru că este mereu acest sistem de axe în care masonul se mișcă orizontal, așa cum suntem noi cu nevoile noastre, cu specificitățile noastre fizico-biologice, psihice, cum vrei, și partea de speranță, de nădejde a lor, care este pe axa verticală. Da? Leagă chestiunea asta pe care ți-am spus de dacă vrei tu, condiția esențială a masonului de a practica un sistem de credință, de a avea un sistem de credință și de a-l practica. Deci albastru este elementul ce înseamnă creația, de acolo punctulețile alea care reprezintă corpuri cerești simbolice, steluțele alea, dar în jurul globului celest reprezintă, o bandă pe care sunt reprezentate semnele zodiacale. Masonii necrezând în zodii, nu cred în zodiac, dar pentru noi semnele zodiacale reprezintă niște indicatoare pe care Creatorul ni le-a lăsat pentru a ne reaminti mereu că există o legătură între cer și pământ. Există o legătură de care noi trebuie să ținem seama. Și cum ne spun vizitatorilor noștri, spre exemplu, suntem legați de dinamica calendarului dat de Tatăl Ceresc.
intrăm la solstițiul de vară în vacanță și facem o pauză până la solstițiul de toamnă, când începem să lucrăm, când reprezintă un nou început al ciclului de care ținem seama, aducându-ne mereu că există o dependență între cer și pământ. Știi? În colțurile clădirilor vedeți așa niște semibusturi, nu au o relevanță masonică propriu-zisă, deși din punct de vedere simbolic ele pot fi interpretate cu tot felul de nuanțe. Este foarte probabil că frații care au adus proiectul au făcut parte din categoria celor care au considerat că originele masoneriei ar fi în perioada veche antică. Nu avem un certificat de naștere al masoneriei din punctul ăsta de vedere, sunt multe interpretări, probabil frații au găsit de cuvință să marcheze în felul ăsta, eu știu, vechimea ordinului și a faptului că el se leagă de vremuri imemoriale, ca să zic. Cel puțin elementele astea am vrut să ți le precizez. Eu știu, reamintindu-ți, ideea că acum suntem într-un spațiu profan, da. Și dacă vom fi sănătoși și intrăm într-un spațiu sacru în care o să-ți continui povestea. Ok? Doamne. Nina, am intrat în interiorul clădirii care își păstrează geometria și configurația inițială, mai puțin niște chestiuni administrative presupuse desigur de, eu știu, faptul că a devenit un obiectiv turistic din punctul de vedere și sunt tot felul de nevoi. Dar ca să putem merge mai departe, trebuie să proiectezi în mintea ta o chestiune care e inspirată de realitate, e adevărată, chiar dacă am să-ți o prezint trunchiat, în mod intenționat, ținând discrete anumite elemente, cum de altfel o voi face pe tot parcursul prezentării mele. Deci nu îți voi spune tot ceea ce știu, pentru a menține specificul de discreție activității. Și atunci, proiecția pe care vreau să o realizez în mintea ta, inspirată de realitate, este următoarea. Să-ți imaginezi că ești un bărbat de 18 ani, dacă ai un tată mason, sau de 21 de ani, dacă nu ai un tată mason, care ți-a exprimat intenția să intri în masonerie. În vremea asta poți să o faci accesând un site, dându-ți datele de identificare și dând mai mult sau mai puțin informații cât privește intenția ta de a intra în ordin. Ai fost contactată de mine, să zic, pentru că ești din Oradea, da. Te-ai mutat provizor în Oradea și am început să avem câteva discuții. Cine ești, cu ce te ocupi, ce școală ai făcut, a cui ești, care e viața ta, nu? Ce fel de activități desfășori, cum vezi lumea, cum vezi societatea, cum vezi viața, dacă ai sau nu o credință, ce spuneam afară, o chestiune importantă. Și am una, două, trei discuții sau câte sunt necesare, despre care îmi informez frații și le spun, avem pe, iartă-mă să nu te super, chestia cu femeile în masoneria regulară nu e permisă, dar e un proiect, avem pe Nicușor, de acord, ok? Și spun, uite, candidatura lui Nicușor e demnă de luat în seamă, credem că are aplicarea serioasă ca el să poată deveni eventual un frate cu noi. Și dacă lucrurile merg bine și frații își exprimă votul că da, suntem de acord cu posibilă lui inițiere, te invit la într-o anumită zi, la o anumită oră, probabil în locul ăsta, și să spun, urmează să parcurgem, dacă toate vor merge conform planului, procedura inițierii. Este foarte posibil să intri pe ușa asta, ai să te aștepte eu că pe mine mă cunoști, da. Și mai apoi să te predau unui alt frate care te va întreba foarte serios, Nicușor, da. Ai solicitat să intri în francmasonerie. Îți păstrezi această dorință, această intenție? Dacă zici da, eu am să spun, în contextul ăsta trebuie să știi că tot ceea ce urmează să se întâmple, și te rog să mă acorzi încrederea ta, nu aduce atingere Constituției României, legilor României, și nu-ți aduce o atingere fizică sau psihică integrității tale ca ființă, ca persoană. Ești de acord să continui lucrurile? Dacă zice da, atunci eu să spun, am să te rog frumos să mă urmezi. Și acum așa zic și eu, dar pe drum îți fac două precizări, fiind vorba de o chestiune care în forma inițială a templului nu exista. Acest desen nu exista la vremea respectivă. Peretele exista și o să-ți explic imediat ce e în spatele lui. Dar acest desen se găsește aici pentru că noi îl folosim în turile noastre ghidate ca, dacă vrei, un material didactic pentru a ajuta vizitatorii noștri care nu știu mai nimic sau au prejudecăți despre masonerie, pentru a iniția puțin în gândirea masonică. Și atunci o să folosesc desenul ca, și în cazul tău, da. Ca să-ți arăt cum privește un mason o asemenea chestiune. Îți aduce aminte ce ți-am spus afară de albastru, rămâne fundal, da, celestul, tenez, perfect, perfect.
Nu ți-am făcut vorbire, ți-am făcut vorbire de un creator, căreia noi spunem marele arhitect al Universului, dar nu simt l-am individualizat și ar fi greșit să crezi că el este marele creator. Noi credem într-un creator, nu uita că aici vorbim de un material didactic. Dacă avem frați ortodoxi și ei se pot închina la iconilor sau catolici, niciun fel de problemă. Dar aici e un material didactic. Deci avem un creator care a făcut un univers extrem de complex și sofisticat față de care, creație față de care noi manifestăm reverență și manifestăm în același timp și un element de curiozitate firesc, pentru că în măsura în care este copleșitor și în măsura în care este sofisticată creația și spectaculoasă, mă ia cu fiori doar când povestesc, în aceleași măsură conștientizăm și un element de curiozitate față de această creație. Atâta doar că un mason pur sânge știe că nu va putea înțelege și cunoaște totul. Și știe că anumite bariere și anumite praguri nu se cuvine a fi forțate. Și atunci chestiunea asta noi ne aducem aminte prin folosirea unui instrument specific gradului 3, adică de maestru, compasul nu se deschide niciodată mai mult de 90 de grade. O să mai discutăm despre chestiunile astea, dar una peste alta, avem această creație de care ți-am povestit, avem un creator care se apleacă și se apleacă intervențional asupra unei părți din propria creație. Sigur, aici putem să punem planeta, dar putem să ne așezăm pe fiecare dintre noi, știi? Iar chestiunea asta, repet, e intervențională. Nu avem un creator care a creat ceva și și-o lua mână și a zis, nu, sănătate, numai bine, la revedere, ne mai vedem dacă ne mai vedem. Nu. Asta înseamnă că avem acest gen de relație cu un creator. Iată, o perspectivă, sigur, incompletă, dar adevărată, cât privește perspectivele de gândire masonică în relația, iată, celestului și a relației celestului cu terestru, știi? Da, acest desen nu exista la vremea respectivă. Era un pelete alb, ca să zic. Cu toate astea, candidatul acela de 18, Nicușor, de 18 sau de 21 de ani, este invitat mai apoi, cum spuneam, de fratele meu, pe care nu-l cunoști, nu l-ai întâlnit, să-l urmeze, așa cum fac și eu cu voi, și urmează să intrăm în ceea ce se numește camera de reflexie sau camera de chipzuință. Camera de reflexie sau camera de chipzuință, o chestiune în care nu este lumină în mod intenționat. Avem corp de iluminat, dar nu funcționează. Pentru că, simbolic, acest loc este un mormânt. Este un mormânt în care omul vine într-un anumit fel, din afară, în care urmează să petreacă un anumit timp, cu un anumit rost și cu un anumit rol, în speranța că timpul aici petrecut va fi de bun augur pentru a conștientiza și mai bine ceea ce face și încotro merge. Acum, sper să te descurci cu camera, lumină n-avem și ar fi trebuit telefonul să-l folosim, dar, da, te rog frumos, să folosești lanterna, da? Da, ok, hai să începem de aici. Toți pereții sunt desenați sau pe pereți sunt scrise anumite expresii, fiecare cu câte un înțeles. Aici avem de-a face cu semnul capricornului, cu coasa, cu clepsidra, cu o mențiune, dacă ții la distințiile umane pleacă, noi nu le cunoaștem aici, ca nu cumva să crezi că dacă ești vreun șef pe din afară, dacă vii în masonerie, automat toată lumea ți se închine, că nu e așa. Poți să fii șef de șef în afară, dar în masonerie să fii, dacă intri pe aici, un ucenic, care va trebui să lucrezi ca orice ucenic și va trebui să faci dovada că meriți să fii aici, munca ta merită să fie evaluată și apreciată la vremea respectivă de către frații tăi. Dacă vrei, dacă e serios, dacă nu, nu înseamnă că crești neapărat sau totul e garantat. Aici este, desigur, o fereastră care, în mod normal, ar trebui să reflecte ceea ce vezi în spate, un schelet de om. Noi înțelegem, din punct de vedere simbolic, lucrurile. Aici este semnul pământului, aici este semnul aerului, este semnul apei și a focului, inspirate din simbolistica antică. Fiecare în spate, cu multe înțelesuri, cu multe aplicații, dacă vrei tu. Ok. Aici avem un alt de-a face cu un alt perete, sus este semnul balanței. Dacă curiozitatea te-a adus aici, pleacă. Masonii sunt niște persoane curioase, despre cum ți-am spus, și ne bucură să fii curios, dar curiozitatea nu o facem ca un fapt, nu o facem ca un divertisment. Nu intrăm în masonerie ca să zicem, hai să vedem și aici cum e, știi? Hai să încercăm și ciocolata asta. Nu, vrem să credem că intrarea în masonerie e o chestie
care trebuie bine filtrată, atent filtrată, și dacă nu e sigur sau cumva ești bântuit de curiozități naive, infantile și așa mai departe, nu credem că e locul tău aici, sau cel puțin nu deocamdată. Și atunci te punem serios pe gânduri. Băi, ai gândit bine ce vrei, e sigur, nu e cumva o aventură așa. Nu vrem chestiile astea, știi? Aici avem de-a face cu un alt perete, semnul racului, iar îți zic cu înțelesul specific nou între terestru și celest, cu prescurtarea acronimului unei expresii în latină care în esență ar însemna cercetează-te pe tine însuți, verifică-te pe tine însuți și în speranța că vei găsi piatra filozofală sau piatra cubică, adică ceva de genul cercetează-te pe tine însuți, încercând să-ți găsești eu-ul tău asupra căreia trebuie să lucrezi, în speranța că îi vei putea șlefui și perfecționa, punând în valoare darurile și talanții primiți de la Tatăl Ceresc. O cunoaștere de sine ca să-ți pricepi mai bine care este drumul pe care trebuie să te încadrezi în viață, care e rostul tău sub soare și ce să cuvine să faci tu cu darurile și talanții pe care trebuie să-i descoperi. Să nu-i risipești, să nu trăiești o viață aiurea. Aici este semnul sulfului și a sării, iar pe peletele alea a mercurului, reprezentat prin cocoș, niște elemente considerate într-o vreme ca fiind la baza oricărei structuri vii. Este perioada alchimiei, o protoștiință, în care oamenii, anumiți oameni, se zbăteau să înțeleagă care sunt elementele esențiale care stau la baza vieții. Aveau trei obiective mari și mult discutate. Pe de o parte, aveau obiectivul transformării metalelor ordinare comune în metale rare și valoroase, nu? Fierul în aur, spre exemplu. Aveau un obiectiv, la un moment dat, homunculus se numește, crearea omului artificial. Și un al treilea obiectiv mare, alături de multe altele, era găsirea unui panaceu universal de natură a vindeca toate bolile. Paracelsus și alți gânditori, ei au fost precursorii științei, acei preocupate de experiment și cercetare, care într-un mod repetat, în aceleași condiții, să poată scoate la suprafață anumite principii, legități sau mecanisme pe baza căror oamenii să-și continue dezvoltarea. Unul dintre semnele astea are legătură cu sufletul, dacă sufletul tău a simțit frica, nu merge mai departe. Un mason este un om normal, care își conștientizează fricile, dar care învață să le managerieze. Asta o face prin educație, o face prin cunoaștere, o face prin exercițiu managementului de sine, a trăirilor proprii, într-un mecanism mai sofisticat, în a căror detalii nu intru. Aici este semnul berbecului, un semn de acțiune. Dacă perseverezi, vei fi purificat prin elemente, vei ieși din abisul tenebrilor și vei vedea lumina. Este una dintre perspectivele importante în masonerie atunci când vorbim de vicii și virtuții. Vicii și virtuți. Trebuie să știi care sunt astea, trebuie să le descoperi, trebuie să le descoperi în ce măsură ele sunt prezente în viața ta și trebuie să înveți ce să faci cu ele. Vicilor e bine să le băgăm să le punem, să le îngropăm, da? Și vicile, virtuțile, să le scoatem la suprafață fără de asta să-și facă lucrarea. Sigur, legate de niște atribute ale masonului, să fii vigilent și perseverent, adică să fii un om mereu treaz, atent la ce se întâmplă în prejurul tău, dar atent ce se întâmplă și cu tine însuți, în ființa ta, și să fii perseverent în muncă, în muncă masonică. Un concept legat foarte puternic de categoria constructorilor, pentru că în masonerie, după cum o să vezi mai departe, una dintre sursele de inspirație o reprezintă tagma constructorilor. Vechi, care erau împărțiți în ucenici, în calfe și în maestri, fiecare dintre ei cu anumite competențe, fiecare dintre ei cu nevoia și obligativitatea, dacă vrei, de a lucra cu un anumit instrumentar specific gradului lor și de a face dovada fraților săi că le stăpânește suficient de bine această lucrare pentru a evolua mai departe. Obiectul asupra căreia constructorii lucrau și masonii lucrează, pentru constructorii operativi erau piatră, o bucată de piatră, piatra brută, pentru noi tot simbolic este piatra brută, adică noi înainte de a fi masoni. Și lucrăm asupra nouă înșine. Aferent fiecărui grad pe care îl parcurgem, în masonerie există trei grade, ucenic, calfă și maestru. Sculptura pietrei. Sculptura pietrei, care ești tu însuți, da? Da. Ok? Aici avem de-a face cu un spațiu administrativ, orice lojă masonică are, dacă vrei tu, un mic secretariat, are un secretar, care se ocupa și se ocupă cu chestiuni administrative.
anunță frații când au întâlnire, le aduce aminte de anumite obligații sau organizează anumite deplasări sau organizează anumite vizite sau pur și simplu organizează întâlnirile oficiale între maestrul venerabil la loje și maestrul venerabil la alte loje și tot fel de chestiuni administrative pur și simplu. Mobila este aproximativ din aceeași perioadă, nu este exact din... Nu a fost folosită aici, dar experții au spus că se potrivește fără îndoială în perioada anilor de început de 1900. Despre alte chestiuni legate de șorțuri și de coloane am să vă vorbesc în drumul nostru pe mai departe. Okay? Dar una peste alta, să ne întoarcem manicușor, da? Da, da. E aici, are niște documente pe bansă. Trebuie să vă spun că lipsesc în mod intenționat anumite piese de aici, după cum lipsesc și din alte spații ale templului, al muzeului nostru, ca să zic așa, și stai aici o vreme. După o vreme, vin doi frați, echipați cumva, și îl pregătesc pe el pentru ceea ce urma procedura inițierii. Nu pot să vă dau detalii, ci să vă spun doar atât că el este legat la ochi. Și ca tare, în nevoie de a fi ajutat și asistat, pentru că nu s-a descurcat singur, habar n-ar ce se întâmplă pe aici în rest. Da? Și ce presupune pregătirea? Atâta pot să spun, că e legal la ochi. Și că nu-i aduce atingerea integrității fizice și psihice. Ca să fiți... Da, stai liniștit, că nu l-am spune. Dar aici ne oprim puțin pe traseu. Ne oprim puțin aici, pentru că nici textul ăsta nu era pe perete atunci când funcționa aici templu. Este textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 5, un text care se citește în deschiderea tuturor lucrărilor lojilor masonice regulare din toată lumea asta, indiferent de structurile de credință pe care le împărtășesc membrii lojii. Considerându-se că acest text, prin sine, reprezintă o sănătoasă și corectă fundație pentru munca de evoluție spirituală pe care masonii sunt doritori să o facă. Da? Dar... ești nicușor, legat la ochi, nu te descurci singur, nu ești nici mason, că nu ai parcurs procedura inițierii, dar nu, mai ești nici, nu ești nici mason, nici ucenic și nici profan, că nu mai ești. Ești într-o situație tranzitorie. Iată de ce noi numim spațiul ăsta sala pașilor pierduți. Simbolic, da? Da. Și aici este templu masonic. Ok? Așa se pare, așa se pare ca o judecată. Am ochi, așa mă simt ca într-o sală de judecată, mă simt acum. Păi, poate judecată e mult spus, dar o sală de evaluare este. Dar hai să vorbim puțin din punct de vedere simbolic prima dată și mai apoi din punct de vedere al ritualelor și procedurilor. Observ dominația culorii albastre, aceeași chestiune, celestul. Atâta doar că aici mai avem câteva elemente suplimentare, dar nu avem nici aici, cum să spun, regia completă și de aici lipsesc elemente importante. Totuși câteva sunt ajutătoare. Spre exemplu, pavajul mozaicat, care reprezintă pentru noi masoni, printre altele, tot ceea ce înseamnă natura noastră umană, zbaterile noastre dintre noi, instinctele și pornirile noastre, nevoile noastre fizice, tot ceea ce înseamnă ființa noastră în zbuciumul ei, când nehotărâtă, când împăcată, când neîmpăcată, când fericită, când tristă, când bine, când rău, când frumoasă, când urâtă. Știi? Și asta în opoziție cu celestul spre care tindem. Totul într-un drum reprezentat în cazul nostru de către aceste coloane. Da? Ești mereu într-o mișcare între aceste două axe. Mergând, înălțându-te, lucrând, dar trebuie să mergi cu inima curată și florile de crin asta simbolizează. Nu poți să speri în existența unei relații cu celestul dacă nu ești cu inima curată față de cel de sus. Dacă nu... cum să spun eu, veghez ca inima să-ți fie lipsită de fățărnicie și de minciună în fața lui. Și iar sus dăm de semne zodiacale care nu fac decât să spun, adu-ți aminte că există niște indicatoare pe care ți le-am dat, de care trebuie să ții seama în speranța ta de a te apropia de celest. Deci ai văzut culoarea. Acolo vezi ochiul la tot văzător,
nu e un semn masonic specific, deși sunt multe speculații. Dacă vedeți în bisericile vechi, creștine, ortodoxe, de un fel sau altul, găsiți în... Ochiul lui Dumnezeu, îmi spune. Da, ochiul lui Dumnezeu, ochiul atot văzător. Ne aduce aminte mereu că cineva vede, că cineva vede, știe și poate totul, în cer și pe pământ. Soarele și lumina, soarele și luna, în a căror simbolistică nu intru, se poate discuta foarte mult. N-am creat niciunul dintre aceste simboluri noi. Le-am preluat și le-am integrat, dacă vrei tu, în tehnica, în simbolistica lucrului masonic. Da? Aici sunt, pe de altă parte, trei stâlpi pe care reprezintă fiecare în parte niște atribute ale Creatorului la care facem apel și a cărui prezență și intervenție avem nevoie. Înțelepciune, forță, frumusețe. Înțelepciune, forță, frumusețe. Dar mă întrebam de ce nu sunt patru. Există, dar nu-l vezi. Deci nu pot să-ți dau mai multe detalii. Aș fi eu al patrulea, Nicușor. Nu, greșești aici, dar ești o fată isteață. Dar există și o al patrulea stâlp, dar e discret, trebuie într-un spațiu discret. Ok. Ai înțeles puțin elementele simbolice, da? Acum, cât privesc pozițiile din templu? Aici stă maestru venerabil al lojii, este maestru mason și este persoana care conduce loja pe parcursul unui mandat de un an masonic, un an masonic și mai poate să conducă încă o dată un an masonic, nu mai mult de 2 ani consecutivi. Se alege? Se alege dintre frații masoni. Nu, se alege. Aici, în spatele lui, poți fi așezați maestrii venerabili din trecut, cei care au fost maestrii venerabili, dar și-au terminat mandatul sau mandatele. Sau pot fi așezați persoane invitate de marcă din structura Marii Loji Naționale de România sau chiar vizitator de marcă. Aici avem secretarul, cel care consemnează, cel de care îți povesteam când am fost în birou secretarului, dar de data asta, în cadrul lucrărilor, consemnează ceea ce se discută, care este ordinea de zi, cine ce-a spus, ce hotărâri s-au luat, tot ceea ce înseamnă anunțuri, dacă sunt de făcut, din punct de vedere al chestiunilor administrative, secretarul, da? Aici este oratorul, se numește. Oratorul este cel care veghează ca ritualurile care se realizează în cadrul templului să fie în conformitate cu tradițiile masonice, cu Constituția și regulamentul ordinului masonic sub a cărei autoritate lucrează. Nu alte constituții, nu Constituție, nu în sensul Constituție legală, o sumă de reglementări care stabilesc interne, cum trebuie să se desfășoare lucrurile. Aici avem niște elemente de simbol că deja te-am inițiat, cu piatra brută și cu piatra șlefuită, da. Tendința noastră ca din forma brută în care suntem neșlefuite să tindem spre forma noastră potrivită pentru a ne ocupa locul potrivit în templul umanității. Aici este o zonă altarului pe care se așează cărțile sfinte specifice structurilor de credință pe care le împărtășesc membrii masoni, da? Fără îndoială că se află Biblia, că citim din ea, da? Se află probabil Tora, dacă sunt evrei, se află Coranul, dacă sunt musulman, sau alte cărți sfinte, da? Specifice fiecare religiune ale membrilor romani. Ale membrilor. Câte structuri de credință avem, atâtea cărți sfinte se așează pe chestia asta. Sunt niște instrumente specifice, ăsta e specific gradului 2 de calfă, ăsta e specific gradului 3 de maestru. Fiecare grad ucenic, calfă și maestru are niște instrumente specifice, în mod esențial 3 la număr. La ucenic, nu, ascultă-mă, în mod esențial avem, la ucenic avem ciocanul, dalta, și avem rigla de 24 de ciol sau de 60 de centimetri. Și o să-ți explic în spațiu muzeal care e rostul lor. La calfă avem, printre altele, echerul și mai sunt alte două instrumente, nivela cu plumb și altele. Și aici mai avem maestru, a cărui, și el are 3 instrumente, dintre care unul este compasul, dar mai are încă 2 instrumente. Îți poți imagina că, spre exemplu, între simbolistic vorbind, asta s-o pot spune de pe acum, între entuziasmul începătorului și dorința lui de a fi, de a descoperi cât mai mult, el lucrează mai puțin șlefuit, lucrează mai brutal, dar asta vine cu ciocanul, învață încetul să vadă că dacă dă cu ciocanul prostul, să pot... E entuziasm, expresia entuziasmului. Mai apoi, îndrumătorului cel al doilea spavicător spune n-ai observat că dacă dai negândit cu ciocanul și vii numai cu entuziasmul, nu-i prea bine. Și atunci, uite, există un instrument ajutător de alta care e bine să fie ascuțită, care dacă o folosești cu înțelepciune, îți aduce cumpătarea, știi? Ciocanul plus cumpătarea dă un rezultat mai predictibil și poți să
lucrez mai bine piatra, știi? Pe de-o parte, iar pe de-altă parte, din timp în timp, ai și rigla de 24 de ore ca să măsori dinamica lucrării tale, știi? Cât a fost, ce-a rămas, unde trebuie să mai schimbi. Aici este trezorierul, cel care strânge banii. Da, cotizații, da, avem cotizațiile noastre, să nu-ți imaginezi, nu sunt sume fatale. Care vin din partea membrilor. Care vin din partea membrilor, da. Avem cotizații lunare și avem tot felul de contribuții la tot felul de fonduri destinate într-ajutorării familiilor, fraților noștri, da? Sau destinate susținerii, spre deci exemplu. Susțineți unii pe altul, cumva înțeleg. Da, e adevărat, da, cum avem noi un fond, dacă vrei, de într-ajutorare sau de intervenție, în caz de ceva. Da, da, da. În cealaltă poziție, apropo de fonduri, aici avem poziția ospitalului care, printre altele, se ocupă sau, da, gestionează actele caritabile ale lojii. Dar, bun, e important să reții că masoneria, prin esența ei, prin structura ei, nu este genul de ONG care, cum să spun eu, în esența ei face acte caritabile. Le facem. Nu o să le găsiți în ziare, de câteva sute de mii de euro, pan, cel puțin. Dar nu asta e esența ei, că esența ei este ca din oamenii buni să facă oameni mai buni prin această muncă simbolică a prietei brute spre piatra cât mai șlefuită. Aia e esență, știi ce zic? Să nu ne confundați cu un ONG din ăsta care strânge. Ajutăm și Ucraina! Dar, repet, nu o să le vedeți în ziar, dacă toți ei să fim actuali, știi? Ați putea, deci înțeleg că astea sunt semnele, compasul cu echerul. Compasul și echerul, sunt două însemne. Și acest... Depinde pe cine întrebi. Unii o să spune că e gad, alții o să spune că e geometria, acea una dintre cele șapte arte regale. Pentru cei mai mulți este însemnul prezenței divine în această relație între terestru și celest. Înțelegi? Totul e pe axa asta. Totul e pe asta. Aici stă expertul, acolo stau ucenicii. Da. Cei proaspăt inițiați, acolo este piatra de miază noapte, da. Pentru că acolo este estul, vestul, nordul și sudul, știi? Da, da. Zi-mi, Nina. Văd cu o sabie și văd cu două sabie. Unele chestiuni sunt bine așezate, altele sunt intenționat amestecate. Da, acolo scaunul ăsta pe care mi-l arăți tu este scaunul maestrului de ceremonii. Scaunul maestrului de ceremonii este cel care, la ordinul maestrului venerabil, da, se îngrijește nu doar în anumite momente de ceea ce presupune ritualul deschiderii sau închiderii lucrărilor, ci și în ceea ce privește mișcarea în templu. Că în templu aici nu intri cum vrei. Nu poți să intri cum vrei. Chiar și cam în calitate de membru? Păi dacă eu mă duc în Germania în vizită și mă duc la sediu nu știu cărei lor și vreau să intru, chiar dacă sunt mason, nu intru. Pentru că trebuie să am niște cuvinte și parole de trecere pe care trebuie să le primesc. Normal, avem chiar o persoană care stă acolo și se numește acoperitor, care stă cu o spadă în mână, simbolic la propriu, care nu îți dă voie. Adică sub acoperire ca să vadă dacă cineva este străin de acest exact. Loc. El are responsabilitatea să nu îngăduie nimănui care nu are calitate de mason să intre. Să nu se strecoare, efectiv. Da, așa este, așa este. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Da. De ce sunt puse intenționat amestecate? Pentru a păsta elementul de discreție și de sacralitatea spațiului. Da. Și după cum spun că lipsesc unele. Aici e poziția primului supraveghetor. Primul supraveghetor și al doilea supraveghetor, împreună cu maestrul venerabil, sau cei doi supraveghetori, îl ajută pe maestrul venerabil la conducerea lucrărilor. Și au, printre altele, și sarcini, dacă vrei tu, pedagogice. Uite, al doilea supraveghetor se ocupă de instruirea ucenicilor. Cel de-al primul supraveghetor, de instruirea calfilor care stau pe rândul ăsta din spate, știi? Am înțeles. Iar maeștrii masoni stau oriunde pe rândurile din față. Da? Înțelegi? Ca să ai așa o idee. În locul ăsta se întâmplă cel puțin două lucruri. Ți-am vorbit de inițierea lui Nicușor, da? Da. El intră aici legat la ochi, în procedura de inițiere, parcurge mai multe etape și momente, în mare parte este legat la ochi și de mai multe ori pe parcursul acestor proceduri este luat consimțământul pentru a participa în continuare la realizarea procedurii de inițiere. Se poate că la un moment dat să spună nu și fain frumos iese afară, condus, se îmbracă și își vede de treaba lui. Sa, știi? Deci e un motiv pentru care e legal la ochi să nu vadă până momentul ăla, că dacă refuză, să nu vadă anumite lucruri. Absolut. Se poate întâmpla ca unii dintre față nemulțumiți de răspunsul lui să solicite detalii sau să se exprime contra continuării procedurii de inițiere. Că se poate. Știi? Da. Probabil. Da. Contravine regulilor. Probabil. Pot fi, da.
Sau alte chestiune, exceptând acum ieșind în procedura inițiere, tot în spațiul ăsta, frații masoni, într-o lucrare normală, ordinară, pot prezenta așa numitele planșe de arhitectură pe diverse teme. Adică poți să asculți aici prezentări legate de fizică cuantică, de sociologie, de istorie, de filozofie, de ce-ți poți imagina. În contextul în care teoria spune că aici nu se discută religie, politică și afaceri, și așa și îi, dar nu se discută într-un sens combativ. Că dacă, spre exemplu, eu știu, fac elogiu unei personalități din domeniul economic sau politic, pot să spun că a fost membru a unui partid sau că o susține nu știu care mișcare, dar asta nu o fac spunând că toți ceilalți sunt proști. Sau că dacă vine, un frate care spune, uite, lucrând în domeniul profan, am o proiecție asupra dinamicii prețurilor la energia electrică pentru următoarele 6 luni, nu înseamnă că facem business. Adică, știi ce zic, e chestia asta, că asta. Sau religie, eu știu, poți să faci, pe exemplu, să abordezi o temă socială largă și faci o trecere în revistă a perspectivelor diverselor religii cu privire la acea temă, nu? Poți să vorbești despre tristețe. Uite ce au zis creștini despre tristețe, uite ce zic evrei despre tristețe, uite ce zic tauiști despre tristețe, știi ce zic? Dar nu în sensul a spune că una e mai bună decât cealaltă. Da, cam asta se întâmplă în linii foarte mari într-un asemenea spațiu. E spațiul de lucru al fraților masoni. Ok? Și acum mergem în ultimul spațiu, spațiul muzeal. Tot e muzeal, da, ca să termin un muzeu, noi îl avem Templul Francmasoneriei Orădene. Acesta este, ca să conform finanțării din proiectul european, ca să zic. Da? Iar aici este spațiul care înainte era destinat agapei. După ce frații masoni lucrează în templu, așa cum ți-am povestit, aici, în forma originală, liniștită și dacă ar fi fost lucrativă, este o masă în formă de U, la care se așează frații masoni după un anumit ritual și petrec un timp împreună, respectând un anumit ritual, mâncând ceva frugal, esențial nu știu, să te îndopi, ci să folosești timpul ăsta, bând un suc cu apă, unii pot să ciocnească un pahar de vin, dar nu trebuie să-ți imaginezi genul de petrecere, ci este genul de agapă, o formă de manifestare a camaraderiei, a frățietății în felul ăsta. În spațiul ăsta, pe de altă parte, încă din perioada constituirii templului, pentru că, ți-am spus, eram în structura dualistă, din 1914 s-a declanșat primul război mondial și cele două loji au fost dedicate total susținerii efortului de război austro-maghiar, ca să zic. Și aici frații de la vremea respectivă au dat de mâncare la mii de persoane, văduve și orfani, au asigurat consultații medicale ei și colaboratori de-a lor, au găzduit tot felul de situații în nevoie. Au fost, din punctul de vedere, foarte prolifici, eu știu, și ca impact social. Știi? Da. Acum, în spațiul ăsta găsești o grămadă de obiecte care unele aparțin fraților noștri masoni, altele au fost luate în custodie de la diverse structuri masonice din țară sau din străinătate, altele apar de la arhivele naționale și vremelnic se află aici, știi? Îți povesteam de ucenic, da? Piatra brută, ciocanul, da? Îți povesteam de daltă, înțelegi, da? Iar aici sunt niște reprezentări grafice cât privesc anumite proceduri desfășurate în anumiți ani, care într-o anumită măsură s-au păstrat și astăzi. Într-o bună măsură, ca să zic. Integritatea nu este afectată, înțeleg. Nu te speria. Nu-l străpunge cu sabia, dar se folosește în ritualuri. Da, da. Și se folosește și foc în ritualuri. Nu s-o griji, da. Trebuie curajul. Aici ne oprim. Ăsta este un șorț. Ăsta este un șorț care masonii poartă în cadrul ritualului, ori un șorț. Este un simbol al purității, are și alte înțelesuri simbolice, îl poartă la brâu, în raport de gradul pe care îl are ucenic, alfă și de maestru, da? Alte obiecte de tot felul. Există vreo femeie? A fost vreodată vreo femeie în seria masonă? Da. Dar acum trebuie să știm, masoneria e cam ca și... Sunt două feluri de masonerie. Exprimarea nu e corectă, dar... Nu știu, o domesticesc ca să fie accesibilă. Deci spuneam că, hai să zic așa, oarecum domestic, există două feluri de masonerie. Este masoneria regulară și masoneria irregulară.
are legătura acum cu diplomația. Cum ziceam, că și eu și colegul tău putem să ne facem noi doi o grupare, să lucrăm cu tot felul de ritualuri și să ne echipăm cu tot felul de însemne masonice, atâta doar că adunarea noastră își va arăta cu adevărat viabilitatea și valabilitatea dacă ne recunosc americanii, canadienii, nemții, francezii, spanioli și spun, da, și voi lucrați conform principiilor masonice. Dacă nu ne recunoaștem, e ca în diplomație. Pentru unii Transnistria există, dar numai două state le recunosc. Pentru toți ceilalți nu există ca și stat. Așa e și în masoneria regulară, care se verifică sau se validează prin respectarea unor landmark-uri, landmark-urile spuneam, a unor principii străvechi. Și din punctul ăsta de vedere, e ca un fel de recunoaștere internațională. Pe de altă parte, există și o masonerie regulară. Nu de puțini ori care s-a rupt din masoneria regulară sau care a ieșit pe arătură. Una dintre zonele în care masoneria iregulară, spre exemplu, sau partea ei a ieșit pe arătură, a fost prin aceea că a primit femei în rândurile lor. În masoneria regulară nu se primesc femei. În masoneria iregulară există, în unele cazuri, loji mixte, din bărbați și femei, sau doar loji formate din femei. Dar e nerecunoscută. E treaba lor. Ei, cu toate astea avem elemente istorice în care arată că unele femei au fost inițiate în masonerie. Una dintre ele, o irlandeză, da, nu o spun, te rog să nu te simți ajenată în vreun fel, care, da, exact, a tras cu urechea la ținuta care avea loc în casa familiei ei și a auzit cuvintele și parolele de trecere și frații s-au dat seama de lucrul ăsta și au găsit de cuvință să o inițieze ca să își asigure în continuare secretizarea, da. Pe de altă parte, ca să te tulburi și mai mult, nu avem un răspuns clar de ce femeile nu sunt primite în masonerie. Interpretări avem multiple. Spre exemplu, una dintre ele este că în perioada Evului Mediu, ele erau foarte probabil ușor de a fi acuzate de practicarea vrăjitoriei și a ghicitorilor și ar fi vulnerabilizate întâlnirile fraților. Pe de altă parte, ca lucrurile să fie și mai tulburătoare, într-o altă zonă de inspirație, sursă de inspirație masoneriei, care o reprezintă cabala, învățăturile cabaliste, partea de ezoterism, dacă vrei tu, a religiei iudaice, se spune că bărbații, pentru a putea spera la evoluție spirituală, trebuie să citească minimum de trei ori pe zi Cartea Sfântă și să aibă cel puțin 5 ședințe de închinare pe zi pentru a putea spera la evoluție spirituală, pe când în cazul femeilor aceste condiții, aceste pretenții nu se cer, ele fiind prin creație, prin natura lor predestinate evoluției spirituale. Ei, una peste alta, acum în jurul masoneriei regulare există, spre exemplu, anumite structuri în care surorile nu sunt, fetele, surorile așa denumite, nu sunt masonerie, ci sunt soții sau prietene ale masonilor. Avem o dată pe an cel puțin, masoneria regulară, un eveniment destinat soțiilor noastre, în care după un anumit ritual specific adaptat și decupat, le dăm posibilitatea, este forma noastră de recunoștință, pentru că ne înțeleg când de două ori sau de mai multe ori pe lună ne vedem de munca masonică, probabil în defavoarea limitată a prezenței în familie. Da. Aici aveți tot felul de documente, de fotografii pe parcursul timpului, anumite medalii, care și atunci și acum le foloseam pentru a ne cadorisi atunci când vizităm sau când suntem vizitați. Știi? În România, Marea Lojă Națională a luat naștere în 1880, abia în 1920 am avut în Oradea o lojă masonică în care să fie români. Până atunci erau masoni doar evrei și maghiari. Aici avem ținuta unui maestru venerabil din trecut, adică a fost maestru venerabil și acum este din trecut pentru că are teorema lui Pitagora, fiecare chestiune e plină de simboluri, da? Un șort specific, cu cifra 7 specifică gradului 3, mănușile ca și semn al purității. Avem o spadă sabia înflăcărată, sursa de inspirație biblică. O folosește doar maestru venerabil în anumite situații, în anumite condiții și cu un anumit rol. Sau avem o sabie comună, ca să zic, folosită de acoperitorul, știi tu, cel care trebuie să aibă grijă, sau de expert în cadrul anumitor proceduri, printre care și inițierea lui Nicușor. La un moment dat, ca să ai reprezentare. Da. Ai vezi o sumă de șorțuri
spuneam că fiecare grad are șorțul lui specific. Deci astea sunt pe grade, nu pe naționalitate. Nu, nu, nu. Deci avem ucenic, calfă și maestru. Nu pot să fii mai mult de maestru în masonerie. Ucenic, calfă și maestru. Da? Ei, da, cu toate astea, eu, dacă sunt, continui exemplu, dacă sunt maestru mason și Nicușor, dacă e maestru mason, da, putem să ne înscriem în niște cercuri. Le zicem așa, noi le numim rituri de perfecționare sau ordine de perfecționare, care nu ești mai mare decât maestru, tot maestru ești, dar ca să te poți înscrie, trebuie să fii maestru. Și vrem, spre exemplu, să aprofundăm învățătura creștină, dau un exemplu. Da. Pentru ca un cert, ca un cert, ca la școală, mă înscrie la cercul de... No, și dacă, foarte probabil, dacă vrei să aprofundezi învățătura creștină, mergi la ritul scoțian antic și acceptat. Și acolo, în cadrul ritului respectiv, există mai multe grade, dar, repet, tot maestru ești. Acolo se poate... E o specialitate. Un cerc. Un cerc. Și în cadrul acestor ritori, unele șorțuri sunt specifice ritului respectiv. Altcumva, ucenic alfă și maestru sunt loje albastre și lucrează după un standard relativ. Când vezi câte o cifră din asta, de cel mai multe ori, nu e nimic special sau un grad, este probabil numărul lojii în registru structurii naționale din care face parte. Da? Și ucenicul are șorț, și calfa are șorț, și maestru are șorț. Da, fără îndoială, fără îndoială, fără îndoială. Tot felul de obiecte, tot felul, uite, structura masoneriei la, în masonerie române la 31 decembrie 1932, da? Uite, wow. Astea sunt orașele în care sunt temple? Asta, nu, nu, asta era structura din 1932 a Marilor Naționale României. Orașele în care existau loji. Am înțeles. Da? Și în zilele noastre mai sunt în orașele astea? Nu pot să spun. Okay. Sunt. Da, pot să spun doar că suntem de ordinul miilor în România. Am înțeles. Da, și suntem pe unde nu vă așteptați sau pe unde vă așteptați. Am înțeles. Da. Un document inedit, o obligațiune emisă de Marea Lojă Națională din România, la vremea Constituirii, că era nevoie de bani, resurse erau puține, și s-au împrumutat, structura s-a împrumutat de la frații masoni cu o dobândă de 5%, emisiunea a fost dusă la bun sfârșit, ca orice început ai nevoie de resurse, știi? Tot felul de documente, aici câteva documente în copie generate de corespondența și activitatea lojii maghiare, loja regele Ladislau, cu tot felul de entități. Că uite așa, am avut mai multe, s-au întors la arhivele naționale, stau o vreme și pleacă. Pe peretele ăsta aveți o parte din personalitățile sociopolitice ale României pe parcursul vremilor care au fost masoni. Da, fiecare dintre ei a fost mason și a jucat un anumit rol. A fost mason, da. Cu o carieră masonică controversată. Da. Da, da. 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 Sunt surprize pentru cei care... Da, așa este, așa este. Iar aici... Sunt, așa, cu titlul de exemplu, doar că nu e vorba de altceva. Corespondențe ale Marii Loji Naționale din România, la nivel mondial, nu știu, unde știu, pe ce am apăsat aici? Paraguay? Nu, pe Paraguay, știi? Uite, o corespondență din ce an era? 1932. Avem o corespondență cu structura masonică din Paraguay, nu? Logia Națională de România, da? București. Primeau o invitație. Înțelegi? Da. Adică, mă rog, și asta doar o parte acum, nu o să găsești toată corespondența, da? Aici găsești două documente care se completau la vremea inițierii de către cei care aplicau pentru a deveni francmason. În 1932, 29, dacă nu mă înșel. 1929, da? O cerere de primire ca și membru și un alt document care n-ar fi trebuit să existe, dar care istoria l-a păstrat pentru rațiuni numai de aștiute, că este un testament.
filozofic-masonic, știi? Am înțeles. Da, și aici două baniere, aparținând ritului scoțian anti și acceptat, vin de la Arhivele Naționale, relevante prin trei perspective esențiale atunci când e vorba de înțelesul masoneriei: credință, speranță și caritate, în mod special lumină și întuneric. Da. O chestiune care, tradusă din cuvinte în formă, de fiecare dată când noi vedem o scară, ne aducem cel puțin aminte de aceste elemente: credință, speranță și caritate. Știi, totul este cu înțeles, și cuvintele cu forme și formele cu înțelesuri. Nu, nu, așa este. De altfel, aici, pe peretele ăsta, găsești în mic câteva interpretări a unor simbolistici, elemente de simbolistică masonică, știi? Asta, aici vreau să ajung la shorts, pentru că se pune un mare accent pe shorts. Ce semnifica el pentru fiecare membru? Adică văd că shorts-ul le domină, se pune un mare accent pe acest shorts. Nu pot să-ți dau toate înțelesul lui, ci pot doar să-ți spun că, printre altele, din punct de vedere simbolic, da, gândește că aveai de-a face cu oameni care ciopleau piatra și care în cioplirea pietrii, din cioplirea pietrii, rezultau tot felul de rămășițe și de resturi care zburau fizic, într-o fizic, păi. Nu, am avut două perioade. Masoneria operativă, când masoneria e formată la propriu, doar din constructori. Ok. Operativ, ucenic, altfel și maestru. Da. Chiar asta făceau. Chiar asta făceau. Da, Freemasons, masoni liberi, ei aveau facilități fiscale, fiscale din partea marilor case ale lumii, pentru că ei construiau catedrale, construiau clădiri imense, erau o categorie privilegiată și aveau acces la mari, la mari conducători ai lumii. Erau în perioadă operativă, erau numai constructori. Iar când faci chestia asta și cioplești, salt tot felul de resturi și te pot răni, te pot lovi. E o activitate, nu lucrez cu carton, știi? Da. Cei care ciopleau și înțeleg, da, că era de apărare. Și printre altele. Printre altele. Ți-am spus că nu spun totul. Am înțeles. Da. Și în acum mai sunt oameni, da, sigur, care... Nu că mai sunt... Îți vorbisem de masonerie operativă când erau doar constructori. Da. A venit vremea în care masoneria, cum îi spunem noi acum, a devenit speculativă. Adică pe lângă tagma constructorilor sau lor, li s-au alăturat bărbați care practică alte profesii. Pot fi medici, pot fi avocați, pot fi funcționari. Suntem în perioada masoneriei speculative acum. Vremea operativă e deja istorie. Când erau doar constructori. Însă au păstrat ca simbol acest șorț. Rămâne legată esențial masoneria, din punct de vedere simbolic și lucrativ, de tagma constructorilor, evident. Puteți să-mi spuneți ce avem aici și de la ce vine litera, nu? Un colan. Este dintr-un ordin de perfecționare, nu am să-ți dau detalii, dar este dintr-un ordin de perfecționare un cerc din ăla de care îți povesteam eu, că la care poți să te înscrii sub condiția să fii maestru și în bună regulă. Mă gândesc la un nicușor inițiat bine. Ei, acum, din punctul ăsta de vedere, la început lucrurile erau mai simple, mai puțin colorate, nu ca să desconsiderăm formele. Lucrurile au evoluat și fiecare ordin sau ordin de perfecționare și-a permis să adauge câte ceva, inclusiv culoare. Așa s-o înțelege. Deci, Nina, cam asta a fost vizita noastră. Sper să aveți material ca să puteți extrage una și alta. Da? A fost ceva numai întâlnit. Să vă fie de folos și vouă și urmăritorilor voștri. Da, e ceva ce merită vizitat. E inedit. Nu e un secret că dacă vii singur și nu ai informații suficiente, poate părea destul de sec și de, așa, de neutru, știi? În momentul în care povestea se leagă, dar nu e o poveste, în momentul în care lucrurile se leagă, capătă și sens, știi? Da. Mulțumim tare mult. Drag Nina, să fii sănătos, să umbla sănătos.